Patru ministri părăsesc guvernul. Ministrul Comunicațiilor, Marius Bostan, ministrul Educației, Adrian Curaj și ministrul delegat pentru relația cu românii de pretutindeni, Dan Stoienescu, au fost schimbați din funcție. Ministrul Transporturilor, Dan Costescu, a demisionat după ce a aflat că va fi înlocuit. În urma evaluărilor făcute la nivelul fiecăruia dintre ministere, prim-ministrul Dacian Cioloș a hotărât înlocuirea a patru miniștri. Vreau să mulțumesc pentru activitatea lor de până acum domnilor miniștri Adrian Curaj, Marius Bostan, Dan Costescu și Dan Stoienescu, deci de la educație, de la comunicații, transporturi și românii de pretutindeni. Primul ministru care a părăsit guvernul a fost Dan Costescu, care a demisionat după ce a aflat că este pe lista miniștrilor care vor fi demiși. Demisia vine la scurt timp după ce ministrul transporturilor a făcut o declarație controversată. Recomandăm românilor să aleagă mijlocul de transport care li se potrivește cel mai bine. Este normal să fie mai mare biletul de tren în toate țările civilizate, este la fel. Trenul este un lux și oamenii plătesc mai mult ca să îl aibă, a spus luni Dan Costescu. Cioloș a adăugat că schimbările din conducerea celor patru ministere aduc un suflu nou echipei guvernamentale, care aveau nevoie de un impuls pentru cele câteva luni de mandat care rămân. Premierul a decis și cine va prelua șefia ministerelor și a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerile sale. O să transmit domnului președinte Iohannis următoarele propuneri. Pentru educație, domnul profesor Mircea Dumitru, rectorul Universității București. La Ministerul Transportului o să-l propun pe domnul Sorin Bușe. La Ministerul pentru Relația cu Românii de Pretutindeni i-am propus acest post doamnei Maria Ligor. Totodată, Ministerul Comunicațiilor va avea pentru moment un ministru interimar. Pentru Ministerul Comunicațiilor, decizia mea este să propun pentru câteva săptămâni un interimat. O să-l propun pe domnul ministru Dragoș Tudorache, șeful Cancelariei. Dacian Cioloș are așteptări de la fiecare nou ministru în parte. În ceea ce privește Ministerul Transporturilor, premierul își dorește accelerarea execuției proiectelor de autostrăzi, dar și o reformă la CNADNR. De la noul ministru delegat pentru relația cu românii de pretutindeni, premierul așteaptă o accelerare a activităților privind votul prin corespondență. La Ministerul Educației, premierul pune accent pe partea de învățământ preuniversitar, dar și de clarificare a situației în ceea ce privește plagiatele, iar în ceea ce privește Ministerul Comunicațiilor, premierul a subliniat că sistemele IT din diferite instituții nu sunt compatibile între ele.